Salut, prieten! Astăzi vreau să vă arăt cam cum poți să repari, să-ți repari acasă un etrier de spate pentru o mașină cu frână electrică. Asta, aici avem un Audi A4, discul așa pentru că a plouat. Vom schimba și furtunul, vom pune furtunul nou pentru că aici este ruginit. O să-l scoatem de aici, aici avem furtunele, avem tot ce ne trebuie. Aici avem etrierul. Vreau să vă arăt în mare cam ce conține acest etrier. Dacă vreți să ți-l faci acasă singur, este foarte simplu. Da. Bun. Deci, aici avem pistonașul cel vechi, care am să vi-l arăt. În mare cam ce conține acest etrier. E un etrier normal, foarte simplu. Nu are prea multe în plus față de unul cu frână pe cablu. Aici în spate avem această masă de așezare, să zic așa, pe care se așează motorașul cu garnitură, să nu intre mizerie aici, și cele două șuruburi de prindere ale motorașului, motorașul fiind acesta. Da. Bun. În exterior este foarte simplu, e un etrier normal. Aici înăuntru avem un semering de cauciuc. Acesta este burduful. Mai avem un semering care vine acolo jos, deasupra la bucșa de bronz. Iar aceasta este garnitura de la motoraș. O vom pune și pe aceasta nouă. Acesta este pistonașul cu trei piciorușe la cheiță. Bun. Înăuntru avem un piston gol cu forma asta de să zic așa, de pătrat, în care intră această cheie prin care acționează frâna de mână. Acest ax cu filet. Să vă arăt filetul. Asta e filetul, aici avem axul care este acționat de motoraș, iar aici avem un rulment foarte, foarte finuț, tot acest ansamblu se introduce prin interior spre exterior, iar în spate este prins cu o siguranță să nu iasă. Acest ansamblu se bagă înăuntru strâns la maxim ca să poți să-l faci manual. Deci frânele electrice se poate face și manual, nu numai cu testerul. Cine nu știe, am să fac un videoclip pentru ei să vadă cum se face un schimb de plăcuțe și de discuri manual, fără să folosești tester, fără să te duci la un serviciu să spună testerul pe mașină să-ți dea motorul înapoi. Asta se bagă așa cu totul, cu semeringul de cauciuc. Se pune acolo, se pune siguranța în spate, se trage acest cilindru, să zic așa, se trage în jos la maxim, se bagă pistonul cu burduful. Și apoi împingeți pistonul până la poziția lui 0, să zic, jos. Dacă plăcuțele nu le aveți noi și sunt la jumate, folosiți un imbus pentru dimensiunea asta și împingeți pistonul când totul e montat pe mașină, împingeți pistonul până sus,
În momentul când s-a blocat, roata nu strânge prea tare, 10 N, dați două ture înapoi, două ture fixe, ca să eliberați discul. În momentul când discul este eliberat, să se învârtă cu mâna, atunci el este calibrat și nu mai e nevoie de tester. Se pune motorul pe etrier, se prinde în cele două șurupuri sau depinde câte are fiecare mașină, diferă de la mașină la mașină. Și totul este ok, va merge în parametri. Mai sunt modele care au frână electrică, cele cu cablu, cu motorul la mijloc, care este acționat de cablu, dar tot același sistemul la înăuntru, doar că sunt doar cu șurub elicoidal, împingând spre în față, cât un pic, cât un pic, cât un pic, în funcție de cum sunt plăcuțele consumate. Bun, cam atât pentru cu asta, cu ansamblu. Sper că ați înțeles, nu știu să vă explic ca la carte, vă explic cu cuvintele mele așa cum mă pricep eu, sper să înțelegeți. O să mă apuc să montez pe acest etrier tot și ne vedem după ce schimbăm și furtunul, când totul este montat și pus pe mașină. Bun, cam așa arată cu pistonașul montat. Totul este nou. Făcut. Aici vom schimba garnitura, vom gresa. O să punem motorașul. O să punem un pic de lichid înăuntru să umplem golul. Și să ne apucăm să schimbăm cablul de presiune, da, de la frână. După ce asta este montat, aceeași presiune va face și în partea cealaltă. Și cam asta este, foarte simplu. Dacă vreți să vă păstrați etrii originali, este foarte ușor de reparat. Sper că v-am fost de ajutor și dacă vreți să mai vedeți și alte videoclipuri, chiar vă rog să îmi scrieți în comentarii și am să fac ceea ce vă interesează. Până data viitoare, numai bine și toate cele bune!